Din punctul de vedere al sănătății, săptămâna cuprinsă între 13 și 19 iunie este influențată de aceleași planete, în aceleași semne zodiacale și în linii mari, în aproape aceleași relații calitative și cantitative. Planeta Mercur în ziua de 19 iunie va intra în mișcare aparent retrogradă. Va sta în această ipostază 3 săptămâni până pe 11 iulie și va introduce discrete tulburări digestive, gastrice sau legate de asimilare. Aceasta din punct de vedere fiziologic. Din punct de vedere psihic, al sănătății psihice, Mercur în rac, chiar și în ipostaza directă, nu a fost o postură astrală puternică, viguroasă, care să susțină cu adevărat latura psihică. Acum, când va intra în mișcare aparent retrogradă, aceste slăbiciuni se vor accentua. Va fi vorba de mai multă emotivitate, de o sensibilitate la cuvinte, la afirmații, la discuții sporită, mai ales în cazul celor care sunt născuți în semne de apă. Sau în situația în care niște persoane au multe planete în zodia racului și acestea vor fi activate, mai bine zis, vor fi deranjate de tranzitul retrograd al planetei Mercur. Și atunci, aceste persoane, în ultima ipostază, pot să trăiască momente de încurcătură, de nedumerire sau momente de derută, să nu știe ce să mai creadă despre un om, o situație, un fapt, să nu poată lua repede o decizie, să nu înțeleagă exact mesajul unor cuvinte sau afirmații sau să nu înțeleagă direcția unor lucruri. De asemenea, această ipostază astrală va influența în chip stingheritor toate procesele de învățare. În primul rând, va introduce un soi de repulsie, de refuz al pierderii timpului, spun unii, sau a risipirii în chestiuni care nu sunt foarte utile. La ce bun, se vor întreba unii, toate acestea? Nu vor vedea utilitatea de moment sau factorul de progres în niște etape de învățare care presupun revenire, insistență pe o temă dată, revizuire, recapitulare, depinde fiecare și de ce vârstă are. Dar nici maturii nu vor fi foarte în formă, chiar dacă teoretic ar trebui să aibă conștiința datoriei deja instalată în gândirea lor, în atitudinea lor, în conduita lor. Factorul învățare prin memorizare este și el mai puțin avantajat. De învățat, să spunem că la limită se învață, dar nu se ține minte atât de bine, de coerent, de corect. Informația atunci când este chemată în ajutor nu vine. Nu vin toate cunoștințele deodată, nu se fac legăturile necesare pentru a face un expozeu convingător, fie într-o prezentare orală, dacă este vorba de o examinare orală, fie într-un discurs, într-o comunicare, într-o alocuțiune, fie într-o susținere a indiferent cărui tip de interes personal și proiect, într-un scop relativ public. Dacă este vorba de interviuri, de prestații în fața unei audiențe, atunci este clar că latura psihică va fi șuprezită de emoție, de timiditate, de inhibiții și acestea vor fi resimțite cu atât mai puternic de către cei care nu au experiență, cei care, să spunem așa, sunt tăbăciți, au stat de multe ori în fața unui public sau sunt obișnuiți să vorbească de ani de zile prin exercitarea meseriei lor, s-ar putea să nu fie atât de sensibil la acest tranzit și să reușească să țină piept acestor influxuri, pentru că de simțit le vor simți cu toții, doar că unii se vor lăsa influențați în mod vizibil, iar alții vor reuși să-și stăpânească aceste trăiri și reacții. Tot în plan psihic, planeta Mercur accentuează preocupările personale, latura intimistă, nevoia de singurătate, dorința de cufundare în vis, în meditație, în rumegarea ideilor și întoarcerea obsesivă spre trecut, spre o întâmplare, spre un om sau spre o vârstă din biografia sa care îl motivează printr-un interes accentuat.